Băi, ăștia sunt împiți. Băi, eu sunt membru PRM. Sunt încă asta. Băi, în 2009 am votat la președinție cu Băsescu. Dar de ce? Ne-am făcut o ilegalitate cu Mihai. Aia cu Mihai, băi, de asta. Ea ținea cu Băsescu. Îi plăcea că înjura. Bă, fată, eu am lăsat-o în pace. Dar Băsescu și-a permis ca multe. Eu nici măcar când am fost la grupul ăla, aia fiși 4-3-8. Toate că noi eram artiști, să păciți. Mă dau pe mine exemplu, care eu vorbesc porno aici. E, dar avem porno altă, umor, știi? Și este un canal privat, se uită cine vrea. Și n-are acces toată lumea. Dar, și nu știu cine se uită sau cum se uită la, dar știi care e chestia? Eu am altă statură. Sunt artist. Sunt un șomer. Un tâmpit. Viața oarecum distrusă socială. Nu, pot să-mi refac. Nu pot să-mi văd fata. Băi, am multe explicații de dat care explică situația mea de fapt. Și furia care o am. Dar Băsescu, nostru iubit, și-a permis o chestie tâmpită. Un banc grobian. Era o jurnalistă și a zis, pune-te pe masă să te fut, sau nu știu cum a zis. Păi erau camere tot la vedere, acolo microfoane. Bă, tu unde te crezi? Suntem în mileniu 3, sunt microfoane peste tot. Tu știi unde ai tu ca președinte sau prim-ministru sau președintele senatului voie să înjuri și să înjuri pe toți? La tine în casă, doar acolo. Nu ți-ai dat seama? Trebuia să zică seriu? Sau să zică un nebun porno? Zic eu la mișto un nebun porno, cu toate că n-am făcut și un porno. Da? Să zică, dar răducul? Adică să vină un puștan, că eu sunt puștan pe răducul. Să te înveți, oricum, acum e prea târziu, că o să pierzi, adică pierzi. Gata, ți-ai terminat mandat. De fapt, tu ți l-ai terminat acum un an. Ce dracu? Tot zic, tot știu. De fapt, puterea ta e diseminată. Și știi ce te urăsc? De adevărat. Eu cu Mihaela, deci am intrat amândoi în cabina lui de vot, dar nu trebuia. Pentru că mi-a dat semnul cu unul altul și era nu cumva. Eu votez cu Băsescu, dar tu votez la Senat și la Cameră cu PRM-ul. Aia ok. A votat la Senat și la Cameră cu PRM-ul, pentru că eu eram membru PRM. Ea vrea să se facă și ea membru PRM. Dar între timp n-a s-a îmbolnăvit și a trebuit să am zis de ea. Ne-am despărțit, că trebuia să te lucă să internezi la spital. Era genială, dar era cam mai bună. Chiar era. Dar vrea. Deci era naționalistă. Nu de asta exagerat. Urește unguri. A avut chiar un prieten. A avut 2-3 prieteni. Deci nu avea prostii de asta. Nici eu n-am. Știi? Eu n-am avut ocazie, dar n-am nicio treabă. Pare că am avut. Da. Doar am discutat. Stai, că am cunoscut-o, poate. Era jumătate ungurești și jumătate român. Chiar m-a invitat la o plimbare. Dar am refuzat. De ce? Bă, aveam ce vedea ce se făcea. Nu că nu mi-a plăcut de ce, că era frumos. Eu i-am zis în față, poate tu ești ungurească. Ai dată, de unde știi? După Facius, originele. De ce? Eu pot să observ după faceți din ce era să te caiți. Da, sunt anumite trăsături. Să observ și la mine, da. Am niște trăsături asiatice, germanice, astea tot sunt, așa zis, negroide buzele senzuale. De fapt, sunt din sudul europei. Nasul drept specifică tot o trăsătură germanică, dacă era din așa puțin, era ceva în sudul zunării grecească cu Marea Ioana. Astea, arcadele sunt drepte, fruntea teșită, dar lată este ceva din sudul zunării, dar tot românesc ceva dat cu traco. Craniul mai mare este tot așa german, și se va face mare. Tata are chestia asta, austriece, ceva genul pe acolo, știi? Era roșcovan. Așa. Și ce vreau să zic? Ce e cu PRM-ul? Vreau un membru laic, că mi-e mereu să-mi dau demisia să mă duc la parte și nici n-am să intru în politică, de adevărat. Ce fac eu asta sunt chestii politice, dar sunt doar comentarii, că oricine comentează. Deci nu e obligat nimeni să țină seama de el. Oricine are părerea lui, e doar o părere. PRM-ul a fost discutat de Băsescu. Cu scopul de a acapara toți oamenii care sunt de dreapta.
nu știu în mod practic ce ar face dreapta. De ce? În mod practic economic. Dragă dreapta, în afară de PNL care există, ar trebui resuscitat PNţ-ul, PNL-ul care s-a distrus și el, tot Băsescu l-a distrus, e un partid istoric. El poate face apel la Brătieni, la Casa Regală, etc. Restul, lăbăreale, 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 liber schimbiști, știi? Libertini schimbiști, deci ăștia sunt libertini schimbiști. Schimbă câteva litere, câteva cifre, gata, original suntem ca noi. Ca curvile aia care se spală la pizdă, oh, e ca nou, ho, ho, bagă. Nu e chiar așa, nu-mi bag eu votul, nu-mi bag votul într-o pizdă de asta. De ce te dai? Și părerea mea a fost distrus. De ăla. L-a decapitat. Adică Povadin. Ea, pe ăsta l-a dus pe părerea. S-a consolat. I s-a dus dracu procentili. Și el crede că toți peremiștii se îndreptă spre el. Tu crezi că omul inteligent din România, că oarecum așa, în al 12-lea ceas, poate deveni deștept. Ce face dreapta în mod economic? Dreapta în mod economic ia măsuri radicale, mai ales radicale în ceea ce privește TVA-ul și alte chestii. Dar nu sunt radicale, chiar radicale că nu se poate. Dar n-avem IMM-uri, frate! Pe noi trebuia să ne conducă măcar 5 ani de zile conservatorii care promovau IMM-urile. Conservatorii cu PSD-ul. Ceea ce s-a încercat acum. Ca să dezvoltăm IMM-urile. Și atunci putea să vină dreapta PNL-ul. Într-o chestie normală la cap. Dar ăștia schizofreniși cu Biblii pe mașini. Cum dracu pui Biblia pe mașină? Biblia trebuie ceva la inima ta. Trebuie să o pui, să o citești la veioză, la lumânare, dacă ești de la fanatic. Să o citești nu pe ca pe o carte oarecare care o pui pe praful de la mașină, pula mea, să jure la pe Biblie. Biblia respectată și în tribunal, bă, dragă procurorule. Stă pe o masă acolo, la vederea tuturor, a publicului, a avocatului, a vinuitului, a reclamantului, a avocatului ăluia. Sau a procurorului, care o fie ăla. Și vine aia și jură pe Biblie, dar e respectată. Ia că o iau eu și o mut pula mea, dacă vreau eu, o mut în baie și mi-au o curvă și o pus să jure că nu m-a înșelat, cu ea în baie lângă veceu. E bine și așa? Fut-o vă în gură să vă fut!